Dar nici atunci tu nu-ți strici pacea, pentru că dacă ai atentat la pacea ta interioară și la liniștea comuniunii, ai stricat pacea tuturor din jur. Adică noi folosim termenul ăsta, nu-i corect, dar îl folosesc eu ca să-ți consum din energie altuia. Ești ca vampirul de energie. Spune cineva, bă, am stat cu ăla astăzi, pur și simplu m-o secat. Stilul de a vorbi, stilul de a agasa, stilul de a întreba, stilul de a plictisi, stilul de a fi insistent, stilul de a fi obositor, stilul de a fi sarcastic sau îndrăzneț sau tupeist, toate deranjează. Astea nu fac parte din actul de smerenie. Actul de smerenie te îndeamnă așa. Taci când n-ai ceva de folos dispus, învață-te mai mult să asculți decât să vorbești. Dacă ai un lucru bun dispus, lasă-l pe cel mai bătrân să vorbească și dacă ți se permite, spune și tu părerea ta. Dacă cineva ți-o aprobă, bucură-te și dacă nu ți-o aprobă, nu te supăra. De ce? Poate nu-i momentul în că părerea ta să fie fundamentată ca fiind corectă. Și atunci n-ai de ce să te superi. Eu am întâlnit de multe ori, de exemplu, reacții de genul: ai, părinte, că am mai ascultat predici de alți preoți și nu-s chiar așa rigizi ca dumneavoastră. Aveți dreptate. Au altă experiență. N-am spus eu că sunt perfect. Este un punct al meu de vedere. Așa l-am văzut eu și îl susțin, pentru că l-am văzut la cutare sau la cutare, la noi în linia bisericească, de obicei, cum se transmite Harul Duhului Sfânt prin punerea mâinilor la hirotonie, tot așa se transmite și învățătura ortodoxă. A zis bătrânul cu tare, a spus părintele cu tare, a spus duhovnicul cu tare, a spus starețul cu tare, a spus sfântul cu tare. Tu mergi pe o cărare bătătorită de cineva, nu creezi tu una nouă. Deci tu trebuie să rămâi în tiparul liturghierului, ceea ce înseamnă slujba de cult. În domeniul ierurgiilor și a tainilor nu ești niciodată din tiparul molitfernicului, ca preot sau ca diacon sau ca episcop. Și trei, nu ești din lumina filocaliei și a Sfinților Părinți. Ai sărit din pateric, ai sărit din sinaxar, ai sărit din filocalie, tu ești pe aiurea. Spune Mântuitorul clar, cine intră în staul pe aiurea și nu intră pe ușa oilor, este fur și tâlhar. Așa s-au creat de-a lungul vremii în ortodoxie foarte multe curente care n-au fost toate sănătoase. Încet, încet ele s-au evaporat, au dispărut, s-au nivelat. Ca și cum ai trece cu tăvălugul peste un ogor cu bulgări, bulgării mari se sparg și vezi suprafața plană a terenului. Ortodoxia e ca o coală de hârtie, imaculată. De aceea Mântuitorul nu folosește termenul eu sunt drumul, eu sunt calea. De ce? Cale găsești și pe potecă, cale găsești și pe munte, și prin pădure, și pe câmpie, și prin vale, și pe deal, și pe vârful muntelui, și pe piscul muntelui. Adică cărările mântuirii, cântăm noi în postul mare, îs poteci cu anumite experiențe pe diferite criterii de creștere duhovnicească în care omul urcă la un anumit nivel. Cei care merg, cum spune Evanghelia, largă este cărarea pe care mulți merg la pierzare. Strâmtă și anevoioasă este cărarea pe care puțini merg la mântuire. De ce? Cei mai mulți care nu vor să se inițieze rămân cu povestea aceea, ce face toată lumea, fac și eu. Viața este socială, este în comuniune, este la grămadă, dar mântuirea e strict personală și la fiecăruia în parte. Și atunci, în momentul în care Isaac Sirul este întrebat cum poate vețui un om în lume fără să se smintească, adică să se abată de la calea lui Dumnezeu, spune așa: tu fii cu toți în societate, dar rămâi numai cu Dumnezeu și cu tine. Adică, roagă-te, fii atent, ascultă. Dacă toți zâmbesc, schițează și tu un zâmbet, nu ieși în decor ca fiind unul sobru, ce nu s-a mai văzut. Dacă unul spune o prostie și ceilalți stac și nu o corectează, nu te găsi tu să o corectezi, fă-te că n-ai înțeles sau nu sunt în cunoștință de cauză, n-am suficiente date ale probleme, mă abțin, e așa, poate e așa cum spui tu. Adică, să fii diplomat. Nu, diplomația înseamnă să știi adevărul și să propovăduiești minciuna sub adevăr. Asta e diplomația. Nu-i tot una. A căuta pacea, a fi un om care s-a șlefuit pe sine în așa fel încât colțurile nimănui să nu-l atingă.
Aia e adevărata smerenie. Și asta stă la baza mântuirii noastre. De aici, asta e primul pas prin care orice creștin, că este monah, că este călugăr, că este, că este episcop, că este preot, că este diacon, că este cuvios, că este pusnic, dacă n-a atins acest prag al normei morale a smereniei, el nu poate urca mai sus. Pentru că tot timpul vei avea adversari, tu trebuie să te înghimbi de cineva dacă nu ești atent. Și atunci, automat, pierzându-ți pacea, tu ești în război cu mintea. Fiind în război cu mintea, nu poți fi cu Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu e pace, e iubire, Dumnezeu nu-i scandal. Nu-i, cum spune Apostolul Pavel, Dumnezeu este a rânduielii, nu a unei rânduielii. Și atunci, automat, hirotonia este legată de acest act al smereniei. Acum să și citește când se face un diacon sau un preot. Vedeți? S-a plecat de la cuvântul liber și pentru instabilitatea sufletească, preotul și episcopul trebuie să aibă o stabilitate și atunci se ia acel angajament. Și spui acolo, crez solemn sau mărturisire solemnă, nu știu cum se cheamă, și spui, eu, candidat la hirotonie, X sau Y, făgăduiesc în fața preasfinției tale sau înalt preasfinției tale sau înalt preasfinției voastre, părinte mitropolit sau episcop sau arhiepiscop, ce grad are el, să fiu supus ascultător legilor canonice a bisericii, canoanelor și învățăturilor bisericii ortodoxe, să păstrez învățătura ortodoxă, să păstrez învățătura Sfintei Scripturi, să păstrez dreapta credință, să nu mă abadi la rânduiala canonică și o semnez. De ce o semnezi? Ca să ai răspuns la judecată dacă ai făcut o abatere. Nu te judecă episcopul, tu poți face ce vrei, e treaba ta. Dar te judeci cu Dumnezeu, că ce-i scris, rămâne scris. Am înțeles. Nu te joci. Și atunci cine este vrednic să primească această sfântă? Păi ne spune Sfântul Ioan Carpatinu. Haideți să pornim de la un adolescent, de exemplu. Nu, care nu plecăm de la un adolescent, plecăm de la ce ne spune Sfântul Ioan Carpatinu în Filocalia 4. De vei fi curat ca îngerul și sfânt ca Ioan Botezătorul, nu ești vrednic de taina Sfintei Preoții. Atât ai din mare preoție. Sfântul, hai să le luăm în ordine, întâi cele grozave și pe urma cele înalte. Sfântul Teodor Studitu spune. Nu, Ioan Gură de Aur, Teodor Studitu cu monahii. Spune Ioan Gură de Aur. O, preoților, bună dregătorie ați ales. Dar aveți grijă în tratatul despre preoție. Că din 500, dacă nu sunteți atenți, se va mântui abia unul. Și poate dintr-o mie unul. Deci, vedeți că e din altă treaptă a preoției? Pentru că tu, în momentul în care ai ajuns preot, răspunzi de orice sminteală cât de mică. Deci, noi acum păzim preoții cu presa, să nu bea, să nu mâi cu viteză, să nu fie zgârciți, să nu pui taxe la mormântare. Astea-s prostii. Tu înaintea lui Dumnezeu dai socoteală de orice suflet care nu calcă pragul bisericii. Nu că ai luat tu 5 lei în plus. Te întreabă Dumnezeu ce s-a întâmplat cu sufletul ăla. Ăla s-ar putea să mântuiască și tu nu. Și el se mântuiește prin sminteala ta și tu te pierzi prin sminteala ta. Deci de aia noi trebuie să fim atenți în calitate de slujitori. Deci așa se pun lucrurile. Părintele Cleopa a fost întrebat odată următorul lucru. Părinte, ce credeți că îi va cere Dumnezeu la un preot în ziua când se va, în ziua când se va judeca Dumnezeu cu el și o să așa? Frate, nu-l va întreba de cele care le-au făcut. Îl va întreba de cele care trebuia să le facă și nu le-au făcut.